Ajutați-mă cu un lucru. Spuneți-mi ce e revoluția. Hilf mir ein wenig auf die Sprünge. Was heißt denn Revolution? Was bedeutet das? Mulțumesc. Fundamentul pentru revoluție este distrugerea oricărei ordini anterioare. Das Fundament einer Revolution ist eigentlich das Auslöschen jeglicher vorher herrschenden Normalität. Orice revoluție începe cu distrugerea. Jede Revolution fängt an mit der Destruktion. Și pe urmă se continuă cu construirea. Und danach mit dem Konstruieren, mit dem Aufbau. O revoluție presupune faptul că nu are loc să construiască decât dacă distruge întâi. Und die Revolution geht grundsätzlich davon aus, dass sie nichts aufbauen kann, wenn sie noch nicht davor schon alles erstmal kaputt gemacht hat. Punktul numărul 2. Der zweite Punkt wäre: Vorbiți cu copiii dumneavoastră. Unterhaltet euch mit euren Kindern, spricht mit ihnen. Vorbiți cu tinerii care sunt gata să se căsătorească. Insbesondere mit den Jugendlichen, die davor stehen, kurz davor stehen, sich zu heiraten. Vorbiți cu cei care sunt căsătoriți de mult. Oder mit denen, die schon lange verheiratet sind. Că în ultimul timp, dass in letzter Zeit, intimitatea sau sexul nu mai este în cununarea iubirii. Dass die Intimität oder der Sex nu mai este? În cununarea iubirii. Ist nicht mehr die Krönung der Liebe. Și funcționează ca o revoluție. Und es funktioniert ähnlich wie eine Revolution. Are în el momente de, sau elemente de manipulare. Es beinhaltet Elemente der Manipulation și de distrugere und der Zerstörung. De asemenea, de repliere sau reorientare a vieții întregi. Oder Reorientierung des gesamtes Lebens, des gesamten Lebens. Vorbeam aseară despre lucrul acesta, s-a numit experimentul acesta terorismul cultural. Davon redeten wir gestern Abend und unter dem Stichwort kultureller Terrorismus. Deci, repet, somit wiederhole ich. Intimitatea nu mai este produsul iubirii, ci este o revoluție. Intimität ist mittlerweile kein Produkt der Liebe, sondern eine Revolution. Tinerii, în momentul în care intră în zona aceasta a intimității, sobald die Jugendlichen in diese Zone der Intimität reinrutschen, o pot numi dragoste. O pot numi dragoste. Sie können es Liebe nennen. Dar e revoluție. Jedoch ist es eine Revolution. Orice element de intimitate în afara spațiului sacru. Alle Elemente der Intimität, die sich außerhalb des Rahmens der Heiligkeit befinden, are in el potențialul distrugerii. Haben zerstörerisches Potenzial in sich, tragen zerstörerisches Potenzial. Indiferent că este premarital, ganz davon unabhängig, ob es vorehelich sau extramarital oder außerehelich. Este același lucru. Das ist das Gleiche. Și acum să vorbim puțin despre educație. Und jetzt lasst uns etwas über Bildung, über Erziehung reden. În gândirea ebraică, im hebräischen Denkweise, educația de la 0 până la 12 ani, von Geburt an bis zum 12. Lebensjahr bezieht sich are ca scop rezolvarea emoțională a copilului. Die das Ziel ist es, das Kind seelisch aufzubauen. De perioada aceasta de la 0 la 12 ani răspunde mama. Und verantwortlich für diesen Zeitraum von Geburt bis zum 12. Lebensjahr ist die Mutter. La 12 ani copilul care este pregătit și copt emoțional este predat tatălui. Sobald das Kind im Alter von 12 reif ist, wird dem Vater übergeben für die weitere Entwicklung. Tatăl ia copilul și îl introduce în societate. Und nimmt das Kind und führt es in die Gesellschaft ein. Învață relațiile, lernt sich zu vernetzen, autoritatea, zu haben, autoritatea, lernt was Autorität heißt, elementul religios.
und insbesondere die geistlichen, die religiösen Sachen. Până la 12 ani modelul este mama. Bis zum 12. Lebensjahr ist die Mutter das Vorbild. De la 12 ani mai departe modelul este tatăl. Ab da an ist der Vater das Vorbild. Vreau să vă întreb un lucru. Criza adolescenței pe ce teritoriu se manifestă? Pe teritoriul mamei sau teritoriul tatălui? Und wenn wir Pubertätskrisen haben, in welchem Zeitalter passiert es? In dem Zeitalter, wofür die Mutter Mama zuständig ist oder wo der Vater zuständig ist? Mama sau tata? Tata. David era un copil frumos, un copil cu față frumoasă, cu ochi frumoși și față frumoasă, da? Nu, David cu păr bălai și față frumoasă. David war ein hübsches Kind mit hellem Haar und hübschem Gesicht. Depășise vârsta de 12 ani, era vârsta încercării la evrei. War aber abgewöhnt, schön, also schon im Alter des Abföhnens. Era sub comanda tatălui pentru că tatăl îl trimite la oi, tatăl îl ia de la oi și îl trimite pe front. Stand somit unter dem Wort seines Vaters, der ihn zu den Schafen geschickt hat. El este în zona tatălui în momentul în care este un scamparat. Und als er zum König gesalbt wird, befand er sich unter der Obhut des Vaters. Este în zona tatălui în momentul în care este trimis pe front și se luptă cu Goliat. Dort war er auch in der Zeit, als er mit Goliath an die Front kämpfen musste. Vreau să vă întreb, câte emoții și câtă teamă a avut David în momentul în care s-a întâlnit cu Goliath? Und deswegen stelle ich mir die Frage vor, wie emoțional hat er reagiert, wie ängstlich war er, als er Goliath begegnet ist. Vă rog să vă aduceți aminte că inima poporului tremura, era ca apa. Deci toți ceilalți le era teamă, câtă teamă simțea David. Denn erinnert euch dran, dass das Herz des Volkes zittrig war, die hatten Angst, die war wie das Wasser, die vibrierte wie das Wasser. Încă o dată, câtă teamă avea? Also somit, wie viel Angst hatte David gehabt? De ce nu avea teamă? Warum hat er keine Angst gehabt? Cineva spune experiență cu Dumnezeu. Mulțumesc. De ce nu avea teamă? Erfahrung mit Gott war die eine Antwort. Warum denn sonst? Poftim? A luptat cu animalele, avea experiență cu Dumnezeu. Hat mit Tieren gekämpft, Erfahrung mit Gott gehabt. Perfect. Îmi place răspunsul ăsta. Problema lui emoțională fusese rezolvată în raportul cu mama. Lui. Sein emotionales Problem war schon gelöst in der Beziehung zu seiner Mutter schon davor. Moise. Moses zum Beispiel. Până la ce vârstă a stat în coliba mamei lui? Bis wann stand er unter der Obhut der Mutter? După 12 ani a fost dat pe mâna, eu știu, instituțiilor egiptene. Ab dem 12. Lebensjahr wurde er übernommen von den staatlichen ägyptischen Institutionen der damaligen Zeit übernommen. Cât timp l-a urmărit pe Moise experiența, învățătura și educația mamei lui? Wie lange wurde Moses verfolgt? Also ist er dem nachgegangen, der Lehre seiner Mutter, der Erziehung seiner Mutter gegangen? Din ce cauză educația primită de la mama lui l-a urmărit toată viața? Und aus welchem Grund hat ihn verfolgt die Erziehung seiner Mutter ein Leben lang? Das gleiche wie beim David. Din ce cauză? Aus welchem Grund? Educația primită pe zona emoțională este de lungă durată. Die emoționale Erziehung, die hat eine lange Tragweite. Nimeni nu are șansa, o șansă mai bună ca mama să-și asigure din partea copiilor ei neuitarea. Niemand ist besser imstande als die Mutter, die Unvergesslichkeit seitens der Kinder sich zu sichern. Din de 12 ani copilul învață să nu se teamă. 12 Jahre lang lernt das Kind sich nicht zu fürchten. Învață că toate lucrurile se rezolvă. Lernt, dass alle Dinge eine Lösung haben. Învață că chiar dacă cade, se ridică. Auch wenn er mal auf die Knie fällt, kann er wieder aufstehen. Învață să nu dea înapoi.
nicht zurück zu Rețineți toate lucrurile astea din cauza mamei. Und all das dank der Mutter. De la ce vârstă vă dați copilul la grădiniță? Ab wann, ab welchem Alter tut ihr eure Kinder in die Kindergarten gehen lassen? 3 ani? Ab 3. Mulțumesc. 10 luni, 3 ani, 10 luni la grădiniță. Ce faceți cu timpul ăsta? Also, was macht ihr, was unternimmt ihr in dieser Zeit? Wozu nutzt ihr diese Zeit? Cine vă echilibrează emoțional copilul? Wer tut euch ausbalancieren, ausgleichen emoțional? Wer tut euer Kind emoțional ausgleichen? Cine rezolvă problemele emoționale? Cine? Wer löst seine emoționalen Probleme denn? Deci un profesor sau un educator n-are nicio treabă cu emoțiile copilului. Ein Lehrer oder ein Erzieher hat eigentlich nichts zu tun mit den Emotionen deines Kindes zu tun. Nimic. Eigentlich nichts. Copiii nu-și rezolvă emoțional problemele lor. Sie lösen nicht ihre emotionalen Probleme. Copilul are nevoie să fie îmbrățișat. Er braucht auch mal das Kind braucht auch umarmt werden. Copilul are nevoie să fie purtat în brațe. În cârcă. In den Armen oder auf den Schultern getragen werden. Copilul trebuie să are nevoie să doarmă pe pieptul cuiva. Auf der Brust seiner Eltern zu schlafen zum Beispiel. Copilul are nevoie să nebunească pe cineva cu 20 de întrebări de același fel. Ein Kind braucht jemanden verrückt zu machen mit 20 gleiche Fragen. Cu cine? Cu cine crește? Mit wem wächst er zusammen auf? De ce dă din cap? Warum nickt er? De ce se leagă singur? Woran bindet er sich? Înțelegeți? Ce se întâmplă cu un copil care nu este echilibrat emoțional? Was passiert mit einem unausgeglichenen Kind? La 12 ani este luat și este dat pe mâna tatălui. Im Alter von 12 kommt er in die Obhut des Vaters. Tatăl îl ia și îl scoate în societate. Der Vater führt ihn in die Gesellschaft ein. Societatea e dură. Aber die Gesellschaft ist hart. Are probleme. Und hat Probleme. Copilul nu este echilibrat emoțional și nu este pregătit pentru asta. Emoțional ist das Kind unausgeglichen und ist darauf nicht vorbereitet. Tatăl îl scoate în societate. Der Vater holt ihn trotzdem in. Societatea îl lovește în plin. Holt ihn raus, führt ihn in die Gesellschaft. Spuneți-mi cum reacționează copilul. Die schlägt zurück. Wie reagiert denn das Kind? Cum reacționează copilul? Poftiți. Copilul cade. Mulțumesc. Copilul nu se mai scoală. Copilul are depresii. Hat Depressionen. Copilul are frustrări. Das Kind ist frustriert. Se revoltă. Und rebelliert. Intră într-un fel de tantrum târziu. Intră într-un fel de tantrum. Știi când er kommt in ein Tantrum. Etwas verspätet. Nu s-a lăsat pe jos când era de 4 ani de zile. Nu se trântește pe jos la 4 ani. Als er 4 Jahre alt war, hat er zwar nicht auf dem Boden rumgemacht. Dar se trântește pe jos la 15. Aber wälzt sich auf dem Boden mit 15 Jahren. De ce? Warum denn das? În clasa 1 îi se introduce educația sexuală. Im ersten Schuljahr wird ihm Geschlechtsunterricht beigebracht. Iar această educație funcționează ca o revoluție sau ca o bombă pentru el. Und das ist für ihn wie eine Bombe. Copilul nu este pregătit. Das Kind ist darauf nicht vorbereitet. Să asimileze informații pentru care fizic nu e gata. Informationen aufzunehmen, für die er physisch, körperlich gar nicht bereit ist. El încă se joacă cu păpuși. Das Kind spielt immer noch mit Puppen. El încă se uită la desene animate. Oder schaut sich Trickfilmen an. Iar el este luat și aruncat într-o zonă. Und auf einmal wird es hineingeworfen in eine Zone, in einen Bereich. În care mental și hormonal nu e pregătit. Die oder den er geistlich gar nicht darauf vorbereitet ist geistlich. I se spune că asta e libertate. Ihm wird das aber als Freiheit verkauft. I se spune că părinții sunt autorități, ziceți. Ihm wird erzählt, dass die Eltern unterdrückerische sunt autorități opresive. Sind. Ar pleca de acasă, dar n-are cum. Er würde das Haus verlassen, aber weiß nicht genau wie.
Tatăl îi spune nu, mama îi spune nu. Vater und Mutter sagen nö. Timpul de comunicare este cât? Die Gesprächszeit, die Kommunikation. Cât timp stați de vorbă cu copiii dumneavoastră? Wie viel Zeit nehmt ihr euch für die Kommunikation mit euren Kindern täglich? Pe zi. Wie viel Zeit räumt ihr dafür ein? Comunicarea e aproape de zero. Die Kommunikation geht beinahe Richtung Null, gegen Null. La vârsta de 15 ani. Im Alter von 15. Societatea apasă pe buton. Drückt die Gesellschaft auf einen Knopf. Urmăriți-mă. Societatea apasă pe buton. Și cere copilului să se elibereze. Und verlangt vom Kind, sich selbst zu befreien. La 15 ani societatea îi spune eliberează-te de autoritatea opresivă. Befreie dich von all den unterdrückerischen Autoritäten. Fă-o că poți. Cum, vreau să vă întreb, cum se manifestă libertatea la vârsta de 15 ani? Du poți, dar eu, du kannst es. Aber jetzt stelle ich euch die Frage, wie manifestiert sich denn das in dem Alter? Poți? Cum se manifestă? Wie manifestiert sich denn das? Wie zeigt sich denn das? Wie äußert sich? Este un fel de manifestare care se învață social. Das ist eine Erscheinung, die man sozial deci, eigentlich sich aneignet. Încă o dată, gândiți-vă la societatea dumneavoastră. Denkt an eure Gesellschaft, la cultura dumneavoastră. Unui copil de 15 ani de zile în școală, cum îi se spune? Băi, dacă ești liber, fă cu tare lucru. Wie wird einem 15-Jährigen beigebracht, du, wenn du frei bist, tu irgendwas? Ce îi se spune să facă? Was wird ihm genau gesagt, was tun soll? Haideți. Noi, poftiți? Mulțumesc. Ia, așa este. Dacă ești liber, dacă ai o identitate proprie, wenn du frei bist, wenn du eine eigene Identität schon hast, entwickelt hast, bea prima țigară, sauf, nimm dein erstes Zigarettchen, și primul băiat. Den ersten Jungen, primul băiat. Arată că ești liber. Zeig, dass du frei bist. Și familia și biserica sunt amândouă aruncate în aer deodată. Somit werden die Familie und die Kirche, die Gemeinde gleichzeitig in die Luft gesprengt. De ce? Warum? Pentru că sunt autorități opresive și una și alta spun nu. Weil beide nein sagen, weil von Grund auf oppressiv sind. În timp ce societatea spune da. Während die Gesellschaft durchaus sagt ja. Spuneți-mi ce lipsește. Also, sag mir, was fehlt. Dânsul spune educația, ce lipsește? Hier hören wir die Erziehung. Was fehlt? Ce lipsește? Mulțumesc. Lipsesc părinții. Es fehlen die Eltern. Autoritatea aia opresivă e o mască pe care societatea o pune părintelui care nu comunică. Die oppressive Autorität, die wird den Eltern auferlegt von der Gesellschaft. Die Maske. Nu lăsați societatea să vă pună mască. Somit lasst euch nicht abstempeln, heißt es auf Deutsch. Soluția este vorbiți. Die Lösung ist miteinander reden, kommuniziert. Stați lângă copiii dumneavoastră. Begleitet, bleibt neben euren Kindern, begleitet sie. Ajutați-i să se dezvolte emoțional. Unterstützt sie, sich emoțional zu entwickeln. Și acum problema. Und jetzt kommen wir zum Hauptproblem. Dilemma mamei. Das Dilemma der Mutter. Ce fac? Was soll ich tun? Investesc timpul meu în copil? Soll ich meine Zeit in mein Kind investieren? Sau în bunăstare?
oder in Wohlhaben, Wohlhaben sein, Wohlstand. Wohlstand. Spuneți-mi. Ajutați-mi. Also, unterstützt mich. Câți dintre dumneavoastră ar sacrifica? Wie viele von euch wären bereit zu opfern? Asta e problema noastră. Den Wohlstand, denn das ist ja eigentlich unser Problem heutzutage. Suntem ori prea tineri, ori prea neexperimentați, dar noi nu reușim să sacrificăm. Entweder behaupten wir zu jung oder zu unerfahren zu sein, wir schaffen es nicht zu opfern. Societatea îmi spune, dar nu se pot amândouă. Und die Gesellschaft fragt aber, wie kann es nicht beide Wege geben? Și asta este marea minciună. Darin versteckt sich die große Lüge. Mi se spune, dacă muncești suficient de mult, wenn du ausreichend viel arbeitest, dacă ești suficient de deștept, und ausreichend klug bist, le poți face pe amândouă. Schaffst du beides. Da, uităm că copiii noștri n-au nevoie nici de munca, nici de înțelepciunea noastră. Au nevoie de ce? Aber wir vergessen, dass die Kinder nicht unsere Arbeit brauchen. Au nevoie de dragostea noastră, au nevoie de emoțiile noastre. Unsere Emotionen. Au nevoie să fie acasă. Die brauchen auch heimisch sich zu fühlen, zu Hause zu sein. Nu știu cum să vă zic. Dar să nu vă așteptați ca dacă la o plantă nu-i pui arac, wenn du eine Pflanze zum Beispiel nicht stützt, ea se va ridica și va merge în sus. Erwarte nicht, dass sie dann quasi nach oben dann weiter wächst. Ea se va întinde pe pământ. Sondern so wird sich einfach auf dem Boden weiter ausbreiten. Părinții au rolul de a direct educația copilului. Ei sunt aracul pe care cresc. Somit sind die Eltern diejenigen, die die Erziehung des Kindes lenken sollten. Sie stellen diese Stütze dar. Problema este că părinții știu asta. Das Problem ist jedoch, dass die Eltern das zwar wissen. Copiii nu știu asta. Die Kinder jedoch nicht. Copiii de-abia așteaptă să scape. Und die Kinder können es kaum erwarten, sich davon zu befreien. Este o dilemă teribilă în mintea copilului și dacă părintele nu știe foarte bine ce face, das ist ein großes Dilemma im Kopf eines Kindes und deswegen ist es umso wichtiger, dass die Elternteile wissen, was sie tun. Dacă în momentul acesta copilul ia frânele și direcția propriului său destin și a propriei sale educații, denn wenn in so einem Zeitpunkt das Kind das Lenkrad seines Lebens übernimmt, die Zügel in die Hand nimmt, părinții sunt aruncați și copilul nu mai are nevoie de ei. Werden die Eltern beiseite geschoben, das Kind bräuchte sie in Einführungszeichen dann nicht mehr. Școala va face să meargă mai departe. Școala? Școala, da. Școala va face să le va da o direcție, vor merge mai departe. Die Schule gibt ihnen trotzdem weiter eine Richtung. Sie werden ein Vorbild sein. Dar copilul va merge mai departe fără ca să fie emoțional rezolvat. Jedoch in den Händen der Schule wird das Kind nicht emotional ausgeglichen sein. Noi performăm astăzi în matematică, în fizică, în muzică, în chimie. Wir sind sehr gut in unterschiedlichen Fächern, Mathe, Physik, Chemie und so weiter. Copiii noștri performează în direcțiile astea. Die sind großartig in diesen Richtungen. Dar își vopsesc părul în albastru. Aber färben sich die Haare blau. Se taie cu lama. Die schnitzen sich die Haut. Intră în depresie. Werden depressiv. Au tentative de sinucidere. Haben Selbstmordversuche. De ce? Că le merge bine. Und der Grund dafür ist, weil es ihnen gut geht. De ce? Pentru că performează nemaipomenit de bine la serviciu. Weil sie großartig in ihrem Job sind. De ce? Warum? Întrebați copiii care se taie cu lama. Fragt mal die befragte Kinder. Ei spun că au nevoie de. Warum sie das tun? Und sie sagen, sie brauchen autentificare a lor.
sie brauchen eine Bestätigung. Cu alte cuvinte, vor să știe că trăiesc. Eine Bestätigung des Daseins, dass sie lebhaft sind, dass sie am Leben sind, dass sie leben. Păi de ce nu știu că trăiesc? Warum wissen sie nicht, dass sie am Leben? De ce au nevoie de autentificare? Warum brauchen sie noch diese Bestätigung obendrauf? Și răspunsul este același și mereu același, pentru că problemele lor emoționale sunt încă nerezolvate. Die Antwort bleibt immer die gleiche, weil die emotionalen Probleme immer noch ungelöst geblieben sind. Dovezile de maturizare a lor nu funcționează. Ja, die Nachweise funktionieren nicht gerade, dass sie jetzt erwachsen werden. Also man sieht es nicht. Marea majoritate a lor se afundă în vicii. Die Mehrheit, die große Mehrheit neigt zu Süchten. Indiferent că sunt vicii sexuale sau de altă natură, sei es sexueller oder anderweitiger Natur, tocmai pentru a-și demonstra că există, pentru a se autentifica. Um eben sich selbst zu validieren, dass sie existieren. Au pierdut ceva la bază, ceva ce urmărește toată viața lor. An der Basis, in der Grundlage haben sie was vergessen, was verpasst, was sie ihr ganzes Leben lang verfolgt. Spun lucrurile astea pentru ca să înțelegeți că merită la un moment dat să sacrificați ceva pentru ca să-i scăpați din acest coșmar. Es lohnt sich was zu tun, um sie aus diesem Albtraum heraus zu bekommen bzw. davor zu bewahren. Vreau să vă întreb, Iochebed a fost bogată sau săracă? Sag mir eines, Iochebed war reich oder arm? Bogată sau săracă? Ce a putut să-i ofere lui Moise? Was konnte sie dem Moses anbieten überhaupt? Ce a putut să-i ofere? Munceau la făcut de cărămizi. Sie hatten Ziegel gebrannt. Ce fel de casă avea? Was hatten sie denn für ein Haus gehabt? Ce mâncau? Womit haben sie sich ernährt? Cu ce se îmbrăcau? Was haben sie denn angehabt als Kleider? Nu uitați când Moise a fost luat din coliba aia. Sie haben ja in so einem Zelt gelebt, so ähnlich. Hütte, Entschuldigung. Inima a rămas acolo. Und das Herz ist dort geblieben. Din ce cauză? Was war der Grund dafür? Maturizarea lui emoțională se făcuse acolo. Seine emoționale Reifung hatte dort stattgefunden. M-am întrebat în ce a constat maturizarea emoțională a lui. Worin stelle ich mir die Frage, bestand denn eben diese Reifung, seine emotionelle Reifung? Și am rămas uimit când l-am citit pe Pavel în Evrei 11. Und ich blieb dann verwundert, als ich in Hebräer 11 was gelesen habe, was der Paulus geschrieben hat. El spune că parcă l-ar fi văzut pe cel nevăzut. Als hätte ich den Nichtgesehenen gesehen. Nu e vorba de o problemă de intelectualitate, ci este problema de o revelație. Es geht gar nicht ein intellektuelles Problem, sondern es geht eine Sache der Offenbarung. Unde a avut loc această revelație? Wo hat denn diese Offenbarung stattgefunden? Poftiți? Unde acasă? Unde? Wo zu Hause? În coliba aia. In dieser Hütte. Poți să ai o colibă. Du magst zwar eine Hütte haben, dar dacă ai o revelație în coliba aia, jedoch wenn dort eine Offenbarung stattfindet, acolo se formează o viață. Entsteht dort ein Leben. Poți să ai un palat. Du magst einen Palast besitzen. Dar dacă n-ai revelație, jedoch ohne eine echte Offenbarung, casa e goală. Das ganze Haus ist leer. Nu se va întoarce nimeni la o casă goală. Und niemand neigt dazu, zu einem leeren, verlassenen Haus zurückzukehren. Nimeni.
La ce vârstă dați copilul la grădiniță? Also nochmals, in welchem Alter lasst ihr eure Kinder in die Grundschule, in den Kindergarten gehen? Poftiți? Ziceți. Să vă aud, să vă auziți dumneavoastră. Ein bisschen lauter, damit ihr euch selbst zuhört dabei. Ce pierde copilul ăla când duceți la grădiniță? Was verliert denn euer Kind, wenn ihr ihn in den Kindergarten bringt? Poftiți? Ce pierde, poftim? Dânsa zice dragoste. Ce pierde? Die Schwester sagt die Liebe. Poftim? Părinții, ce pierde? Die Eltern. Poftim? Echilibru emoțional. Ce pierde? Emoționale Balance, Ausgeglichenheit. Mai am nevoie de ceva. Aber was noch? Relația cu părinții, ce pierde? Die Beziehung zu den Eltern, aber was verliert er noch? Revelația. Die Revelation, die Offenbarung. Dați copilul unde vreți să-l dați dumneavoastră. Dar dacă îl dați din mână, pierde revelația lui Dumnezeu. Wenn ihr das Kind aus der Hand lasst, unbeaufsichtigt, dann verliert er die Offenbarung Gottes. Dacă îl țineți în mână, țineți-l pentru revelație, nu pentru altceva. Jedoch wenn ihr ihn bei euch habt in der Hand, haltet ihn für Gott, für seine Offenbarung. Nu-l țineți pentru ca să-i spuneți, nu-i bine aia, nu-i bine aia, nu-i bine aia, nu! Haltet ihn nicht bei euch, um ihm zu sagen, das ist nicht gut, das ist nicht gut und sonst was. Țineți-l pentru revelația lui Dumnezeu și atunci va ști ce e bine și ce nu-i bine. Sondern allein für Gottes Offenbarung und dann wird er selbst wissen, was gut ist und was nicht gut ist. Teoria critică. Die kritische Theorie. Învățați să critice tot. Man wird, es wird einem beigebracht, alles zu kritisieren. Întregul sistem de educație se bazează pe teoria critică. Das gesamte Bildungssystem basiert auf der Theorie des Kritikers. Și nu-i rău. Der Kritik. Și nu-i rău. Das an für sich mag erstmal nichts Schlimmes sein. Mintea trebuie să chestioneze orice. Der Geist muss alles in Frage stellen. Moise mergea la oi. Moses ging mit den Schafen. În fața oilor. Vor denen hütete sie. Și s-a întors înapoi din drumul lui pentru un singur lucru. Vă amintiți? Kehrt aus von seinem Wege aus einem einzigen Grund. De ce s-a întors? Warum war, was war das für ein Grund? Datorită unei întrebări. Für eine Frage. Era o gândire critică. Da, de ce arde și nu se mai termină odată? Warum brennt es hier und es hört nicht auf zu brennen? S-a întors înapoi. Und somit ist er umgekehrt. E bine să ai o gândire critică. Es ist gut, kritisch zu denken. Mai ales când stai într-un sat cu mincinoși. Insbesondere wenn du in einem Dorf voller Lügner lebst. Pentru că într-un sat cu mincinoși trebuie neapărat să fii critic, altfel te mint de te rup. Sonst wird man dich zu Tode anlügen. Societatea mea este un sat cu mincinoși. Und meine Gesellschaft ist ein să fie foarte clar. Lügnerdorf. Media mă minte, reclamele mă mint. Mass media lügt. Biserica mă minte. Die Werbung lügt, die Kirche zum Teil auch. Am istoria în spate care îmi demonstrează lucrul ăsta. Es gibt Situationen, die das nahelegen. Noi suntem aici pentru că noi căutăm adevărul lui Iisus Hristos. Wir sind hier heute, weil wir die Wahrheit unseres Herrn Jesus Christus suchen und alleine deswegen. Dar înainte, până să vii aici, a trebuit să chestionezi critic toate celelalte ipoteze care societatea ți le-a dat. Jedoch unterwegs hierher musstest du kritisch alles betrachten, was dir die Gesellschaft in den Weg gelegt hat bis hierher. Așa că e bine să nu credeți orice. Somit ist gut, nicht alles zu glauben. Naivitatea nu este o soluție și nicio virtute. Naiv zu sein ist kein Tugend. Dar să te înveți să critici orice și să găsești în orice nod în papură, e altceva. Jedoch alles zu kritisieren und bei allem etwas zu finden, um auszusetzen, das ist wiederum was ganz anderes. Este fenomenul prin care se dărâmă orice. Das ist das Phänomen, wodurch alles zerstört wird. În felul ăsta îți poți dărâma propria familie, fără probleme. Somit kannst du deine eigene Familie zugrunde richten. Îți poți dărâma propria biserică, fără probleme.
die eigene Gemeinde, Kirche. Te poți dărâma pe tine pentru că până la urmă auch dich selbst, denn letzten Endes neîncrederea conduce la nemulțumire, iar nemulțumirea în legătură cu tine însuți te aruncă în depresie, în angoază și în alte forme de denn wenn du kein probleme psihice. Hast, folgen andere, scuze, neîncrederea conduce la nemulțumire față de tine însuți, zu Unzufriedenheit dir selbst gegenüber. Când ești stabil emoțional, înveți să te încrezi. Wenn jedoch du emoțional stabil bist, înveți să te încrezi. Lernst du zu vertrauen. Apelul meu la dumneavoastră, pentru că nu vreau să vă mai țin în momentul ăsta să dăm drum la întrebări, este dialogați cu copiii. Mein Appell an euch heute ist, dass ihr mit euren Kindern kommuniziert. Țineți-i aproape. Dass ihr eure Kinder bei euch nahe habt. Dacă părinții nu pot să aibă grijă de ei, chemați bunicii. Und falls die Eltern an sich keine Zeit oder die Möglichkeit nicht haben, dann holt zur Hilfe die Großeltern. Dar nu vă luați bone. Jedoch keine Au-pairs. Nu-i trimiteți la grădiniță. Schickt sie nicht zum Kindergarten. Stați lângă el cu toată inima și cu toată puterea. Bleibt mit eurer ganzen Kraft und ganzem Herzen dann neben ihnen. Chemați în ajutor pe cine aveți. Numai chemați oameni care știu să iubească. Holt jeden zur Hilfe, der weiß, wie man liebt. Mă voi opri aici. Pentru că e târziu. Aș vrea să dăm drumul puțin la întrebări. Und würde hier aufhören und mit den Fragestellungen weitermachen. Aș vrea să vă încurajez cu întrebări și aș vrea să vă spun că adevărata dezbatere se întâmplă datorită întrebărilor pe care le puneți dumneavoastră. Die wahrhaftige Auseinandersetzung wird jedoch entstehen durch eure Fragen, also fühlt euch frei und ergreift das Wort. Mulțumim pentru aceste gânduri importante pentru generația noastră. Numai că ne-ați lăsat fără soluții pentru cele lucrurile care s-au întâmplat deja. Mă refer la copilăria noastră, la ce se poate face, terapie. Deci Sie haben Sachen angesprochen, die uns alle angehen, jedoch sind wir irgendwie sind Sie uns noch eine Antwort schuldig bezüglich unserer Entwicklung in der Kindheit. Ca să pot răspunde, îți voi da un exemplu. Ich werde euch ein Beispiel geben. Am întâlnit oameni maturi care nu-și pot ierta părinții. Ich traf auf erwachsene Menschen, die ihre eigenen Eltern nicht care sunt nemulțumiți cu ei și frustrați de educația care au primit-o. Die deswegen frustriert waren aufgrund der Erziehung, die sie erhalten haben. La situația aceasta spun un singur lucru. Oamenii respectivi au rămas copii și nu s-au maturizat încă. Dazu sage ich nur, dass diese Menschen Kinder geblieben sind und sind nicht erwachsen worden. Când tu însuți devii părinte, wenn du selbst zum Elternteil willst, ai datoria să începi să-ți înțelegi părinții. Da hast du die Pflicht, damit langsam anzufangen, Verständnis gegenüber deinen eigenen Eltern entgegenzubringen. Când tu n-ai timp pentru copiii tăi, trebuie să aduci aminte de momentul când alergai cu cheia la gât. Und wenn du eben keine Zeit für deine eigenen Kinder aufbringen kannst, erinnere dich dran an die Zeit, als du mit dem Schlüssel am Hals hängen dann rumgelaufen bist durch die Stadt. Când tu însuți îți pedepsești copiii și nu știi ce să mai faci cu ei, adu-ți aminte cum părinții tăi poate că te-au pedepsit și au greșit pedepsindu-te. Wenn du deine Kinder bestrafst, bedenke dabei auch, als du bestraft wurdest, was richtig und was falsch gelaufen ist dabei. Dumnezeu ne dă harul acesta să ajungem să umblăm în papucii lor pentru ca să putem să ne maturizăm, să înțelegem și să echilibrăm viața noastră. Gott ist uns gegenüber voller Gnade und lässt uns empathisch sein, gibt uns die Fähigkeit, den anderen zu verstehen und zu sehen, wie es ihm geht.
Dumnezeu are grijă de maturizarea noastră. Und Gott sorgt dafür, dass wir erwachsen werden. Și Dumnezeu să ne ajute să ne maturizăm iertându-ne pe noi și părinții noștri. Und zuerst möge Gott uns helfen, dass wir uns selbst verzeihen und auch unseren Eltern dann. Altceva, altă soluție nu am. Dacă altcineva a găsit o altă soluție, sunt dispus să o primesc și eu. Falls jemand eine andere Lösung hat, bin ich dafür empfänglich. Mulțumesc. Alte întrebări dacă sunt. Acolo o întrebare. Sau aveți aici. Imediat după aceea. S-a încetățenit zicala, nu contează cât de mult timp petreci cu copiii, ci calitatea timpului pe care o petreci cu copiii. S-a încetățenit die Idee eingebürgert, das zählt nicht die Zeit als Quantität, sondern die Qualität der Zeit, die man mit den Kindern verbringt. Iar copilașii la creșă sunt dați de la 10 luni. Ca să găsească timp de calitate. Jedoch geben wir unsere Kinder schon im Alter von 10 Monaten an die Krippe dann weiter. Deci, fără îndoială, e un adevăr. Pentru că poți să stai 10 ore acasă cu copilul și să nu vorbești nimic cu el. Zweifelsfrei ist es wahr. Du kannst auch 10 Stunden zu Hause mit dem Kind verbringen, jedoch nicht dich mit ihm unterhalten. Pe de altă parte, timpul de calitate este definit de nevoia pe care are copilul ca să stea de vorbă cu tine, nu de nevoia pe care o am eu de a petrece timp cu copilul. Jedoch die Qualität der Zeit wird durch die Bedürfnisse des Kindes bestimmt und nicht durch meine. Deci, se poate întâmpla ca cu un copil să fie suficient să petreci 2 ore. Es mag ausreichen, 2 Stunden sein, mit einem Kind zu verbringen. Se poate întâmpla ca cu altul să trebuiască să petreci 5 ore. Oder mit anderen vielleicht 5 Stunden. Dar ca să nu greșești nici față de unul, nici față de altul, petrece 5 ore cu amândoi și mai bine. Jedoch um allen gerecht zu sein, wäre es besser 5 mit allen, dann, also 5 mit dem und 5 mit dem anderen auch zu verbringen. Mulțumesc mai întâi, dragă frate, pentru cuvintele și informațiile care ne-ai dat. Aș avea o întrebare referitor la adunarea noastră aici în Occident. Vorbesc și de America de Nord, unde te afli, de țările occidentale aici, deci vestul Europei. Cum este? Meine Frage bezieht sich auf die westliche christliche Welt. Da. Și anume, aș vrea să știu. Se vede în lucrarea noastră misionară de a câștiga oameni la credință. In unserer Missionsarbeit erkennt man einige Aspekte, und zwar problemele care le avem noi cu aceste teme referitor la felul cum nu trăim noi, să zicem, Evanghelia și aceste lucruri. Wir probleme haben, indem wir nicht dem Evangelium folgen, nicht das nachleben. Și anume, se vede că avem o descreștere în câștigarea sufletelor pentru Domnul, deci în cifre, de când a început căderea aceasta. Seitdem wir das tun, vermerken wir eine Abnahme, eine statistische Abnahme der Seelen, die für Gott gewonnen werden. Deci asta ar fi întrebarea, se vede asta în statistica noastră? Und das ist meine Frage jetzt konkret, ist es statistisch sichtbar, erkennbar, ablesbar? Iertați-mă, da. Răspunsul meu ar fi cam asta. Nici nu mă interesează. Okay. Meine Antwort wäre, mich interessiert nicht wirklich. Ce se vede de la o poștă, fratele meu, este că noi ca părinți am pierdut o mare parte din educația ist das, wie als Eltern einen Großteil der biblischen Erziehung verloren haben. Că noi citim educație psihologică, noi citim educație generală, avem specialiști în ceea ce privește metodele de învățământ. Wir haben Leute in allen Bildungsmethoden, Einrichtungen. Dar este o comoară care e aici și de care habar n-avem. Und dennoch besitzen wir einen Schatz, wovon wir keine Ahnung haben. Dacă vi se pare Biblia prea ermetică, falls die Bibel euch zu hermetisch, zu geschlossen, verschlossen euch erscheint, vă recomand îndrumarea copilului.
cartea. Ah, ok. Ich empfehle euch n-am știut cartea, scuze. Ich empfehle euch das Buch Îndrumarea copilului sau Guide Erziehung des Kindes, Kindeserziehung. Wie heißt das auf Child Deutsch? Guidance. Wie führe ich mein Kind auf Child Deutsch? Guidance in limba engleză. Da? Vă recomand minte, caracter și personalitate. Ich empfehle euch auch Geist, Intellekt, Charakter und Persönlichkeit, auch von Ellen White. Tot ceea ce vă spun eu este net inferior față de ceea ce găsiți în aceste cărți. Denn das, was ich zu sagen habe, ist unbedeutend im Vergleich zu dem, was ihr da in den Büchern finden werdet. Dacă am avea măcar dorința să citim, hätten wir mindestens den Willen zu lesen, am fi departe. Dann wären wir weit. Cunosc oameni care mi-au zis, de-aș fi știut astea. Viele Leute sagten zu mir, ach, hätte ich das nur gewusst. Dacă le-aș fi știut câte greșeli aș fi evitat. Hätte ich so viele Fehler vermieden. Problema noastră nu e că nu putem ști. Unser Problem ist nicht, dass wir das nicht wissen. Problema noastră este că nu avem motivația să căutăm și es mangelt uns an Motivation danach zu lesen, danach zu recherchieren. Și dorința mea, așa cum vi-a spus de vineri seara, este să stârnim motivația, nu să dau răspunsuri. Und meine mein Wille ist, die Motivation zu säen und nicht unbedingt jetzt Antworten zu geben, sondern die Saat zu säen, der Motivation. Cu alte cuvinte, dacă am plecat de aici, aș citi toți anunțul? Așa ca să fie foarte clar că v-am pierdut. Bun, ajunge, gata, l-ați citit, ajunge. Deci, dacă plecăm de aici cu dorința de a găsi, de a cerceta, de a ne întoarce către materialul care le avem, e destul pentru mine, să știți, nu vreau să țineți minte nimic din ceea ce v-am spus. Also, von dem, was ich euch erzählt habe, müsst ihr nicht unbedingt alles merken, aber behaltet bei euch den Willen zu recherchieren. Aveți grijă, există serioase influențe care subminează autoritatea și bogăția Bibliei. Es gibt Einflüsse, die Autorität der Schrift in Frage stellen. Detașați-vă de ele. Und nehmt Abstand davon. Reevaluați Scriptura pentru dumneavoastră. Reevaluiert die Schrift für euch selbst. Nu știu cum să vă spun, v-aș încuraja din propria mea experiență. Ich könnte euch auch ermutigen durch Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung. Mi-am propus să studiez Biblia pur și simplu cuvântul lui Dumnezeu fără nimic altceva în afară de ea. Ich habe mir vorgenommen zum Beispiel die Schrift zu lesen ohne jegliche andere Stütze außer die Schrift selbst. De fiecare dată Scriptura mă surprinde. Und jedes Mal werde ich überrascht von der Schrift. De fiecare dată mă face de rușine și zic: Doamne, cum de am putut să citesc altceva. Und es ist auch teilweise beschämend, weil ich dann zu mir denken muss, Gott, wie konnte ich denn davor was anderes verstehen, lesen? Nu sunt un om care să nu citească și altceva. Care să nu citească și altceva? Sau care să citească altceva? Care să nu citească și altceva, mulțumesc. Okay. Ich bin kein Mensch, der andere Literatur verneint. Citesc mult. Sondern ich lese viel. Dar în final când compar, jedoch am Ende, wenn ich etwas vergleichen muss, e second hand și e partea originală aici. Ist es zweite Ware im Vergleich zu dem, was man hier hat. Vă rog frumos, mergeți acasă cu gândul să redeschideți capitolul studiului. Vă rog din tot sufletul, nimic altceva nu contează. Also, beherzt es, nimmt es euch zu Herzen und geht nach Hause und studiert. Înainte de a ne pune timp pentru copiii noștri, noi trebuie să ne punem timp pentru noi. Bevor wir Zeit uns nehmen für die Kinder, müssen wir uns auch für uns selbst Zeit nehmen. Înainte să pocăim copiii noștri, trebuie să ne pocăim pe noi. A te pocăi. Bekehren. Bevor wir unsere Kinder bekehren wollen, müssen wir beispielhaft uns bekehren. Mulțumesc din suflet, dacă mai sunt alte întrebări. O întrebare. Zi mai tare. Fiindcă am auzit în pauză voci care
se arătau așa surprinse, cum de aud pentru prima dată așa ceva. Eu însumi, deși m-am născut în Biserica Adventistă și până la vârsta asta nu am auzit așa o abordare de directă a subiectului, da? Ich fand die Herangehensweise des heutigen Themas erfrischend, weil ich sie bis jetzt in der Fassung noch nicht kannte. Da, întrebarea punctuală ar fi așa, dacă puteți să ne spuneți cum este privită sau ce face biserica la nivel de instituție în sensul acesta, concret. Was macht denn die Kirche auf offiziellem Niveau, zum Beispiel auf offizieller Ebene in dieser Richtung? E similară cu întrebarea aceea, n-au crezut în el părinții mai mari noștri. Es ist ähnlich wie die Frage auch, aber unsere Größten haben also die haben nicht an ihn geglaubt. Am avut de gând să tratez aici alte subiecte, dar nu-i timp, fraților, nu știu, e așa mangelt an Zeit, ich hätte sonst auch andere Themen gehabt. Știți că masturbația face ravagii între tineri? Wisst ihr, dass die Masturbation großen Schaden unter den Jugendlichen anrichtet? Da sau nu? Ja oder nein? Da sau nu? Da. Oh, mulțumesc pentru cei doi care au răspuns. Am fost pastor nu mai știu câți ani. Ich bin schon viele Jahre Pastor, Prediger. N-am abordat niciodată subiectul ăsta. Und trotzdem habe ich das Thema noch nie behandelt. Credeți că ar trebui? Glaubt ihr, dass ich es machen sollte? Ajutați-mă! Ajutați-mă! Spuneți soției să fie atent la mine. Credeți că ar trebui? Da, 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 da. Ar trebui sau nu? Mulțumesc, două persoane. Nu mai vreau să vorbesc cu două persoane. Vreau să vorbesc cu dumneavoastră, cu toți. Ar trebui sau nu? Da! Mă citiți și nu vă cred. Ok. Până într-o zi, când l-am auzit pe preotul ortodox Calistrat, pe YouTube. Eines Tages hörte ich einen orthodoxen Priester namens Calistrat auf YouTube. Prima întrebare pe care o pun la spovedanie eu, spunea părintele Calistrat. Über das Thema sprechend, und zwar, er meinte, dass die erste Frage, die er stellt bei der Beichtabnahme. Te-ai masturbat? Hast du onaniert? Și am zis, cum se întâmplă asta în Biserica Ortodoxă? Und ich habe zu mir gedacht, naja, wie kann denn sowas in der orthodoxen Kirche passieren? A citit cineva cartea Un apel solemn? Hat jemand cine a citit-o, vă rog să ridice mâna. O persoană. Asta e problema noastră. Asta e problema noastră. Nu e alta. Ehrenhafter Aufruf. Tot de la ele, nu? Păi de unde? Oh, ok, scuze. O ce întrebare, tot de la ele noi. Știți ce zice ele noi? Știți ce zice ele noi? Zice așa. Tot in dem Buch gesagt. Când vă duceți copiii la culcare. Wenn ihr eure Kinder zu Bett bringt. Aveți grijă să doarmă cu mâinile în afara plapumei. Passt auf, dass die Hände außerhalb der Decke liegen. Câți dintre dumneavoastră au făcut lucrul ăsta? Wie viele von euch sind dem nachgegangen, dem Aufruf? Și noi ne întrebăm ce fac instituțiile noastre. Und in der gleichen Zeit fragen wir, was unsere Institutionen eigentlich leisten, was sie tun. Fraților, lumină e. Wir verfügen über Licht. Soluții sunt. Es gibt Lösungen. Mai trebuie cineva să le citească. Es braucht nur jemanden, der sie auch liest. Dragul meu, problema mea nu e cu instituțiile. Mein Problem ist nicht mit den Institutionen. Ah. Deci, bun, fratele meu, problema este foarte individuală. Das Problem ist sehr individuell zu betrachten. Cele mai mari lucrări care se fac acum pentru Dumnezeu pornesc de la indivizi care se predau lui Dumnezeu cu tot ce au. Die größten, es gibt Leute, die sich Gott geben, so wie sie sind, mit all,
Gott weihen mit all dem, was sie haben. Și merg înainte în ciuda tuturor problemelor pe care le întâlnesc, nu din afară, ci dinăuntru. Und gehen vorwärts trotz aller Probleme, die sie von drinnen, nicht von draußen begegnen. Și nu de la conferință, ci din biserică. Und die Probleme kommen nicht von der Konferenz aus, sondern direkt aus der Gemeinde. Și problemele respective nu sunt datorită nu știu cărui fapt, ci datorită faptului că citim doar o persoană. Und diese Probleme entstehen nur deswegen, weil unter all den Leuten nur eine liest. E atâta lumină cât nu ne putem imagina și stă lângă noi. Frații mei, gibt unfassbar viel Licht, worüber wir verfügen. Am fi lumina lumii. Am fi cap și nu coadă, dacă ne-am însuși cuvântul. Der Welt sein und Kopf und nicht das Ende. Der Schwanz. Nu e nevoie să știm toate problemele. E nevoie să avem un răspuns. Man braucht nicht alle Probleme zu kennen, sondern man braucht die Antwort zu haben. Din cuvântul lui Dumnezeu. Und zwar aus der Și Dumnezeu ne spune următorul lucru: dacă veți ști cuvântul meu, Gottes Wort sagt, wenn ihr das Wort kennt, o întreagă lume va veni să caute răspuns. Eine ganze Welt wird folgen, um nach der Antwort zu suchen. Vă duceți aminte, din Amos spune: voi trimite foamete de, după cuvânt și vor merge de la un capăt al pământului până la partea, la capătul celălalt ca să caute cuvântul lui Dumnezeu. In Amos steht geschrieben, dass Gott Hunger nach dem Wort schicken wird auf die Welt, so dass die Menschen von einer Seite der Erde zur anderen danach gehen werden, um danach zu suchen. Vor veni zile cu o criză teribilă în care cuvântul lui Dumnezeu va avea valoare maximă. Es werden schwere Zeiten auf uns zu kommen, eine große Krise, in der Gottes Wort eine große Rolle spielen wird. Trebuie ca cineva să-l ridice sus. Nur jemand muss es auch das Wort hochheben, hochhalten. Și nu neapărat predicatorii fac treaba asta. Und das müssen nicht unbedingt die Pastoren sein, die Prediger. Tyndale spunea la un moment dat: voi face ca un copil de la coarnele plugului să știe mai multă scriptură decât episcopii. Tyndale sagte einmal, dass ich werde es so weit bringen, dass ein Kind auf dem Feld mehr von der Schrift wissen wird als ein Bischof. Dumneavoastră trebuie să știți mai multă scriptură ca mine. Somit müsst ihr auch mehr aus der Schrift kennen und wissen als ich, als Prediger. Dacă eu știu mai multă scriptură ca dumneavoastră, încă nu s-a împlinit cuvântul. Denn wenn ich mehr das Wort kenne als ihr, dann hat sich das Wort noch nicht erfüllt. Haideți să ne întoarcem la studiu. Haideți să ne întoarcem la cuvânt. Vă rog frumos, e frumos. Somit zurück zum Wort. Vreți să ne rugăm? Lasst uns beten. Mai o întrebare? Ok, o ultimă întrebare. Eine letzte Frage. E clar că Duhul lui Dumnezeu a fost aici și este. Și sunt convinsă că a trezit frământare în multe suflete. Ich bin durchaus überzeugt, dass Gottes Geist unter uns anwesend war und einige Anliegen in uns geweckt hat, einige Themen. Văzând confirmarea acestor realități despre care vorbiți în viața copiilor noștri sau a copiilor din bisericile în care lucrăm. Viele Sachen können wir auch im Leben unserer Kinder wiederfinden. Nu putem decât să ne cerem iertare pentru lucrurile rămase nefăcute. Und wir können nur halt uns dafür entschuldigen, um Verzeihung bitten für die Sachen, die wir nicht getan haben und gelassen, also die nicht getan haben. Și să ne întrebăm cum, Doamne, am putea răscumpăra vremea. Und uns die Frage stellen können, wie könnten wir die Zeit erkaufen, wieder gut machen, auskaufen. Dacă nu am știut, dacă nu am citit, dacă nu ne-am străduit, dacă nu am reușit să descoperim caracterul lui Dumnezeu înaintea ochilor copiilor noștri, Gottes Charakter kennenzulernen vor unseren Kindern, cu siguranță sunt în biserică copii dann bestimmt gibt es Kinder in der Gemeinde, care se confruntă cu aceleași probleme,
care vin din familii în care părinții nu au timp pentru ei. Ce putem face noi în mod concret ca unii care am fost trimiși să salvăm pe cât mai mulți? Was können wir denn tun, um mehr zu retten? Trebuie să existe o vreme a pocăinței părinților. Es muss eine Bekehrungszeit der Eltern auch geben unbedingt. Ioel spune, Duhul Sfânt va întoarce inimile părinților spre copii. Im Joel steht geschrieben, dass der Heilige Geist das Herz der Eltern zu den Kindern im Malach, zu den Kindern drehen wird, umkehren wird. Nu-i suficient doar să ne iubim copiii. Es reicht nicht aus, unsere Kinder zu lieben. Trebuie să ne iubim copiii atât de mult încât să vrem să-i salvăm cu orice preț. Sondern sie so sehr lieben, dass wir um jeden Preis sie retten wollen. Trebuie să fim dispus să sacrificăm pentru ei. Wir müssen bereit sein, für sie alles zu opfern. Trebuie să fim dispus să ne întoarcem înapoi acolo de unde am plecat. Wir müssen bereit sein, dorthin zurückzukehren, wo wir eigentlich gestartet sind. Probabil că va trebui să ne uităm mai puțin pe Facebook. Das Facebook pe YouTube, mal beiseite lassen, weniger davon. Pe alte gadgets și va trebui să ne luăm timp pentru Scriptură. Mehr die devices beiseite lassen und mehr Zeit für die Schrift nehmen. Ca să mă înțelegeți, o să vă spun ceea ce m-a uluit pe mine mai de mult într-o situație anume. Was mich gewundert hat in einer bestimmten Situation. Am mai spus-o pentru cei ce au auzit întâmplarea asta, îmi cer iertare. Ich wiederhol's, aber și cu aceasta voi încheia. Das wäre mein letztes. Am avut aproape de sufletul meu pe vărul meu Gabriel. Ich hatte einen Cousin, der mir sehr nah am Herzen lag, namens Gabriel. În clasa 6-a a făcut aprindere de plămâni. Ce a făcut? Aprindere de plămâni. Ok, pneumonie. Der hat eine Pneumonie gehabt in der 8. Klasse. A făcut un tratament cu streptomicină forte. Und hat Streptomycin als Antibiotikum bekommen. Streptomycina a atacat nervul auditiv și a surzit. Das hat den Gehörnerv, dem Gehörnerv geschadet und ist taub geworden infolgedessen. Fusese un copil extraordinar, în clasa 3 a primit großartiges Kind dann für sich gewesen in der 3. Klasse. Premiul național pentru compunere și literatură. Hat er schon clasa den 3. Nationalpreis der Dichter erhalten. Timpul a trecut, a început să învețe singur. Die Zeit verging, er wurde dann zum a făcut liceul. Er hat selbst gelernt, dann scurtez, e mult frumos și mult tragic în toată treaba asta. Hat das Gymnasium beendet. Ich werde es ein bisschen abkürzen. A terminat și școala post-liceală primul. Auch die Berufsschule hat er als erste. A avut câteva invenții brevetate la OSIM București. Hat einige Erfindungen, die brevetiert wurden, also patentiert wurden in Bucharest. Când intrai în casă la el, el n-avea zugrăveală, avea biblioteci de jos până sus. Bei ihm in seinem Haus gab es ja keine gestrichene Wände, sondern der hat eine Bibliothek von oben bis unten. Citea în continuu. Las ununterbrochen. Mintea îi mergea extraordinar de mult. Hat einen wachen Geist gehabt. Pe la 30 de ani s-a diagnosticat singur cu scleroză în plăci. Und als er 30 wurde, el singur sau a fost? Singur. Hat er sich selbst diagnostiziert mit multiple Sklerose? La câțiva ani de zile a căzut la pat. Und einige Jahre später wurde er zum Pflegefall, bettlägerig. A mai trăit încă 20 de ani de zile la pat. Und lebte noch 20 Jahre weiter als bettlägeriger. Mă duceam pe la el să-l văd. Ich ging dann zu ihm zu Besuch. Într-o zi m-am dus la el și am văzut că nu mai citea nimic. Und bemerkte, dass er gar nichts mehr las. Televizorul era stins. Fernseher war auch ausgeschaltet. Mai punea programe cu subtitrare ca să poată citi. Ab und zu liefen noch irgendwelche Sendungen, aber mit Untertiteln, damit er es lesen kann. Și l-am întrebat, Gabriel, ce se întâmplă? Und ich fragte, was los sei. S-a uitat la mine și mi-a spus, Valentin, să-ți povestesc. Und als er mich anschaute, meinte, ich erzähl's dir. Am avut un vis acum două săptămâni. Vor zwei Wochen hatte ich einen Traum. Se făcea că eram la o nuntă. Und ich war irgendwo la umbră.
Și știi cum e la nuntă la noi? Bei Hochzeit. Ich war bei einer auf einer Hochzeit. Și știi cum e la nuntă la noi? Mese lungi. Und du weißt, wie es bei uns die Hochzeiten sind. Die haben lange Tische. Stăteam la capătul mesei. Und ich saß direkt am Ende des Tisches. Veneau din ce în ce mai mulți oameni și luau loc la masă. Immer mehr Menschen kamen rein und haben Platz genommen. Lângă mine era un șanț destul de adânc. Neben mir war ein Graben. Oamenii au venit și s-au așezat pe banca respectivă și au început să se împingă că nu mai aveau loc. Und als die Menschen auf die Bank sich setzen wollten, haben angefangen sich gegenseitig zu pushen. Și când au început să mă împingă, am început să strig: "Cad, cad!" Und als sie sich geschoben haben gegenseitig, irgendwann habe ich angefangen zu schreien: "Ich falle, ich falle." Dar nimeni n-a luat aminte, nimeni n-a luat în seamă ce spuneam eu. Jedoch keiner hat so richtig drauf reagiert oder wahrgenommen, was ich sagte. Și am căzut. Und bin entsprechend gefallen. Când am căzut, șansul acela s-a dilatat, s-a mărit foarte als mult. Ich fiel, der Graben vergrößerte sich. Și căderea mea a fost o rostogolire în spațiu. Und mein Fall wurde eigentlich zu einem Rollen mitten ins Leere, in den leeren Raum hinein. Căzând, am strigat ajutor. Und irgendwann rief ich laut nach Hilfe. A venit cineva deodată pe la spatele meu și mi-a oprit căderea. Jemand kam plötzlich von hinten und stoppte meinen Fall. M-am întors să-l văd. Ich drehte mich um nach ihm zu schauen. Și m-am întors în poziția aceasta, adică cu jumătate de corp către el. So halbseits mit dem Oberkörper zu ihm umgedreht. Și am știut că era el. Und wusste, dass es er ist. Și am spus: "Ah, tu erai." Und sagte nur: "Ach, du warst es, du bist es." Și apoi, pentru că nu mă întorsesem cu tot corpul, în mod natural, am revenit la poziția inițială. Und drehte mich dann wieder zur Ursprungsposition zurück. Când am ajuns în poziția inițială, mi-am dat seama că m-am întors cu spatele la el. Und da merkte ich eigentlich, dass ich ihm den Rücken gekehrt hatte. Cum pot eu să mă întorc cu spatele la el? Și m-am întors imediat cu față. Kann ich denn das eigentlich so was machen? Und dann drehte ich mich wieder rum mit dem Gesicht zu ihm hin. Nu mai era acolo. Aber als ich mich zu ihm wandte, war er nicht mehr da. M-am trezit. Und so bin ich wach geworden. Valentin, nu vreau să mă mai întorc cu spatele la el. Und was ich dir sagen kann, ist, dass ich nicht nochmal ihm den Rücken drehen möchte. De două săptămâni de zile vreau să stau cu fața la el. Und seit zwei Wochen möchte ich mit dem Gesicht ihm zugewandt sein. Așa văd eu rezolvarea problemelor noastre. So sehe ich die Lösung unserer Probleme. Întorceți-vă cu fața la el. Dreht euch, wendet euch mit dem Gesicht wieder zum Herrn. El mi-a spus: "Nu mai vreau să citesc nimic. Nu mai întrebe reviste, nu mai întrebe cărți, vreau să-l văd." Ich will einfach nur zusehen, hinschauen. Faceți asta. Tut das auch. Și veți aduce revelație. Und dadurch werdet ihr die Offenbarung bringen. În viața copiilor dumneavoastră. In das Leben eurer Kinder. Haideți să ne rugăm. Lasst uns beten. La final, Tatăl nostru. Am Ende, unser Vater im Himmel. În numele Domnului Isus. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Stăm înaintea ta în căutarea harului tău. Stehen wir hier und suchen deine Gnade. În căutarea frumuseții tale. Wir suchen nach deiner Schönheit. Ca să-l putem aduce în viața noastră. Damit wir dich in unserem Leben haben. Pentru ca să nu putem uita, să nu uităm niciodată, Doamne. Damit wir niemals vergessen. Și să putem să împărtășim frumusețea ta cu copiii noștri. Und deine Schönheit mit unseren Kindern teilen können. Cu nepoții noștri. Mit unseren Neffen, Nichten. Ajută-i, Doamne. Ajută-i să vadă cerul. Hilf denen, den Himmel zu begreifen, zu sehen. Ajută-i să vadă pe tine. Hilf ihnen, dich zu sehen, dich zu erkennen. Și ajută-ne ca împreună. Und hilf uns, damit wir gemeinsam sub aceeași viziune, Doamne, in der gleichen Vision să putem grăbi venirea ta.
deine Rückkehr beschleunigen können. Facă-se voia ta. Möge dein Wille geschehen. Cum e în cer, so wie im Himmel. Așa și în casele noastre. So auch in unseren Häusern. Amen. Amen.